tare lume și bine ați venit la un nou video în care am să spun câteva chestii legate de videouri și cu ce o să postez în continuare. Acum, cred că lumea știe că eu, cum să zic, am multe serii de terminat și acum serios, am Second Encounter o să fie terminat imediat. Luxor o să mai am ceva la el, bineînțeles. Ăsta la stagiul 7, mai am 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mai am vreo 8 stagii de făcut. Deci o să fie o cale lungă la Luxor. Vă rog să mă scuzați, sunt un pic obosit. Și un pic stresat și mă doar și capul. Altă chestie ce ar veni. Dacă aveți idei de serii, de jocuri, și eu, nu știu, așa mi-ar plăcea să fac, nu ezitați să-mi spuneți că poate o să fac, poate nu, depinde dacă îmi place jocul. Acum, bineînțeles, nu să fac cu fiecare joc din toată planeta, că apoi tâmpesc. Ce drept. Și chiar nu vreau asta. Vreau să încerc cât de cât să... ce mă doare capul. Acum, să nu credeți că fac acest video doar ca să aveți voi în video. Asta în niciun caz. Vreau doar să vă informez de unele chestii. Și... vacanța de primăvară îi până în 14, adică până în lunia asta, deci până în duminica asta, deci luni la școală. Din păcate. Altă chestie ce ar mai fi? Nu știu, legat de promovări. Așa, nu știu, bătut în cap sunt în legătură cu promovările. Tot uit să fac, tot n-am chef să fac. Frate. Vă rog să mă scuzați, dar nu vreau să credeți că eu fac promovări doar ca să fie făcute. Deci eu vreau să fac promovările cât de bine pot. Adică să argumentez ce îmi place, ce nu-mi place la un canal. Nu vreau să le fac atunci când mă doare capul ca să pot să, ca din greșeală să spun o mare prostie. Sper că înțelegeți la ce mă refer. Altă chestie ce ar mai fi? Da, sunt plictisit. Yay. Minune. Acum, eu mă gândeam să fac ceva în aceste zile, ceva care să vă stârnească, nu știu, interesul, să zic. Ceva ce să vă placă. Mâine cred că o să vedeți ceva, cu ceva joc care sigur vă va plăcea. Acum, depinde și dacă am chef. Și credeți-mă, n-are legătură cu Minecraft, deci... slabe șanse să fie Minecraft. Altă chestie ce ar mai fi. Cred că atâta, că altceva, dracu știe ce ar mai fi. Așa obositus. Și totuși a băut cafea. Nu, frate. E clar că-s plictisit al dracului de bine. Da, altceva ce să vă mai spun. Da, după cum v-am spus înainte, Semel Free World se va termina în câteva episoade. Asta însemnând că după Semel Free World am să fac o serie Sam Second Encounter. Deci să vă așteptați la o serie cu main game-ul, cu jocul în sine, nu cu hărți din acel joc. Cu jocul în sine. Și bineînțeles că o să joc pe normal, o să încerc să iau multe secrete și o să descoperi și voi.
Bineînțeles că m-am uitat la playthrough ca să mă la unele secrete. Da, voi ce credeați? Altceva, nu știu dacă ar fi. Cred că atât ar fi, că altceva nu știu ce v-aș mai spune. Mă rog. Acum, asta am văzut la multă lume. Așa un sfat să vă dau. Dacă aveți 90 ani. Bine, asta era mai mult un coment de la cineva, da, mă rog. Dacă aveți 90 ani, nu începeți cu YouTube. Acum, nu vreau să vă dezamăgesc sau ceva, dar nu vreau să suferiți, pentru că o să fiți judecați, jigniți, doar pentru că sunteți mici. Deci de-aia nu v-aș sugera să începeți cu YouTube. Dacă începeți de la 13-14 ani, e mai ok, dar de la 90 ani, nu-i foarte ok. Credeți-mă. Și acum, asta nu o spun ca o jignire, ci ca un sfat prietenesc. Pentru că știu ce este pe YouTube, am văzut multe pe YouTube. Din păcate, prea multe. Și chiar nu vreau să suferiți. Eu încerc să fac YouTube cât mai plăcut pentru toată lumea. Acum, dacă unii vor să înceapă la 90 ani și să, nu știu, facă numai cu Minecraft, e decizia lor, pe mine nu mă interesează. Dar acum, dacă filmezi cu telefonul, deja intri într-o penibilitate din aia, îți vine să te împuști. Cum drag să filmezi cu telefonul, tu jucându-te Minecraft? Și culmea, arăți ecranul, dar nu au parte din el. Deci zici că parcă nu s-au auzit de programe de înregistrat jocurile sau desktop-ul. Deci de parcă nu au aflat nimic de pe YouTube. De parcă e prima oară când e acolo pe YouTube și nu s-au uitat la alți YouTuberi. Dar de fapt s-au uitat și și îmi pare că fiecare YouTuber au spus în video-ul lui respectiv sau ei, depinde dacă e fată sau băiat, că înregistrează cu aia, face cu aia videourile și așa mai departe. Și am să spun și eu. Eu acum înregistrez cu Bandicam. Jocurile le înregistrez cu Fraps. La render folosesc Movie Maker. Uitați, v-am spus, tot echipamentul din calculatorul meu, adică ce folosesc pentru videouri, să înregistrez, să editez, bla bla bla. Ok, folosiți-le, pentru că sunt foarte folositoare. Acum, nu zic că era prost ăla, dar nu știu. Totuși, cum să filmezi cu telefonul în timp ce tu te joci Minecraft și mai ai filmat și pentru 15 minute? Te rog, lasă-mă în pace, frate. Cum să filmezi pentru 15 minute cu telefonul că joci Minecraft? Că cu aparatul sigur nu înregistrat, că ar fi arătat mult mai bine. Era clar că era cu telefonul. Asta e toată chestia. De ce înregistrez cu telefonul când există programe din alea, cum e Fraps sau Bandicam, le găsiți aici pe amândouă, după cum vedeți, cum sunt astea două, dar tu filmezi cu telefonul. Nu știu, mi se pare foarte ciudat. Repet, nu e o jignire sau o batjocoră la adresa cuiva. E un sfat prietenesc. Părerea mea este că e foarte nasol să înregistrez cu telefonul. Aceste două programe sunt cele mai folositoare. Toată lumea ar trebui să le folosească în caz că vrea să înregistreze ceva folosind calculatorul, bineînțeles. Le puteți găsi, acestea, le puteți găsi Pirate Bay, ISOHand, oriunde. Cred că și pe Filelist, dacă nu mă înșel. Le puteți căuta, dar acum mi se pare, nu știu, cam leneș să cer download link la niște programe. Adică zici că vrei programul, dar de fapt nu vrei să depui efort ca să-l ai. Deci ceva de genul parcă sună. Știu, sună foarte ciudat. Dar nu știu ce să zic. Ok,
Bandicam și Fraps. Asta le găsești sigur, dar când vine vorba, de exemplu, de un joc care ai căutat cam peste tot, dar nu prea ai găsit și vine unul și te ajută, ai altceva. Dar când vine vorba de programe sau jocuri care se găsesc foarte ușor și să le torrent, și să le descarci cu uTorrent, deja ai, nu știu, lene. Deja ai lenevie, fără supărare. Dar cred că asta a fost pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat. Nu uitați să dați like, comment, share, subscribe. Și ne revedem data viitoare cu ce ai avea chef să fac. Somnul rău, Adrian a fost și eu vă zic noapte bună.